Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt. Începe acum o nouă ediție specială. Problema energiei este o temă extrem de importantă în aceste vremuri în care curentul electric, gazele naturale, energia la modul general s-au scumpit, includ aici și categoria carburanților în mod evident și pe lanț toate cele care folosesc energia pentru a ajunge la noi, la consumatori. Astăzi vă propun să discutăm despre energia viitorului alături de, zic eu, unul dintre cei mai importanți cercetători ai vremurilor noastre, profesorul universitar dr. Inginer Gheorghe Gut de la Universitatea Ștefan cel Mare, cercetător, așa cum vă spuneam, unul dintre românii cu cele mai multe brevete de invenții în portofoliul său. Mă bucur că ați acceptat invitația mea de a le explica celor care ne urmăresc, telespectatorilor, despre la ce să ne pregătim pentru viitor din punct de vedere al energiei. Da. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea astăzi să mă refer la un aspect mai deosebit a energiei, respectiv energia produsă din hidrogen. Hidrogenul va fi viitorul energetic al lumii. Nu sunt constatările mele. Și eu am scris deja cu 30 de ani în urmă un articol într-o revistă referitor la acest lucru. Între timp, lucrurile au evoluat și, într-adevăr, hidrogenul este acela care va rezolva sub mai multe aspecte problema energetică a lumii. Până a intra abrupt în subiectul cu hidrogenul, sigur vom aborda și celelalte surse de energie neconvențională, energia solară, energia eoliană, despre care atât de mult vorbim în această perioadă, perioada în care energia produsă din surse toxice, să zicem, prin arderea gazului metan, a cărbunelui și așa mai departe, este dată la o parte în condițiile în care Europa are niște ținte de neutralitate climatică împotriva încălzirii globale și așa mai departe. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, domnule profesor, în 30 de ani de cercetare, cât de greu este portofoliul dumneavoastră și care sunt poate cele mai interesante invenții, brevete, care vă sunt cele mai dragi? M-ați adus în alt domeniu. V-am dus în zona nostalgică puțin. Da. Deci, referitor la invenții, eu am avut prima invenție ca student în anul 3 deja de facultate, cu brevet, deci acordată, știut fiind că durează câțiva ani între depunerea cererii de brevet și acordarea. Deci când ați depus-o? Păi prin 70. În ce an de facultate erați? Eram în anul 1 atunci. În anul 1 ați depus, în anul 3 ați primit brevetul. Am primit brevetul și de atunci tot inventez și am avut și o pauză de circa 17 ani după Revoluție, când nu mai prezenta interes pentru universitate, adică atunci brevetele obținute nu erau luate în considerare ca realizări ale universității. Și noi, inventatorii, care avem un loc de muncă, de obicei cedăm respectivele brevete, fie locului de muncă, mă rog, sau poți să fii și tu titularul lui, dar fiind cadru didactic la universitate, toți am făcut acest lucru, toți inventatorii din universitate am cedat universității. Practic nu mai sunt invențiile dumneavoastră, sunt ale universității. Deci, atenție, invenția este a ta, titularul brevetului este altcineva, în cazul acesta universitatea. Ce înseamnă asta? Că toate drepturile care rezultă din aplicarea invenției revin celui care este titularul brevetului de invenție. Tu ești inventatorul sau inventatorii, dacă sunt mai mulți, și ei primesc un brevet de invenție, exact cum primește universitatea, numai că ei sunt inventatorii. Însă cedând drepturile, ei nu mai au drepturi juridice și economice asupra respectivei invenții. Adică dacă o invenție de dumneavoastră a fost cuprinsă în producția unui dispozitiv, da, banii de pe urma vânzării acelui dispozitiv revin universității, asta ziceți. Da, însă legea 64, care apără inventatorii și nu titularii,
este conceput în principal pentru inventator și mod de redactare și are foarte multe pagini această lege și a fost tot fost actualizată. Legea 64 spune că trebuie să existe obligatoriu un contract de cesiune în care tu cedezi drepturile tale de inventator unui terț și în acel contract de cesiune trebuie să fie stipulate clar clauzele care îți oferă un avantaj economic. Clauzele acestea sunt de tot felul, fie o plata unei sume unice, fie participare la profit timp de un an sau trei ani într-un procent de. Sunt tot felul de variante, însă această cesiune, respectiv această participare a inventatorilor, trebuie să fie cel puțin, să negociază cu cel care este titular, trebuie să fie cel puțin 70% din drepturile care dobândește el. Deci este foarte generos. E rentabil să fiți inventator. Da. Deci 70% revin inventatorilor și tu, practic, și mi se pare echitabil. Echitabilă este, de altfel, pe această bază s-a elaborat și legea invențiilor de serviciu. Această lege a apărut ulterior, ea există de mulți ani în străinătate, în vest, în speță. Această lege spune în felul următor: când tu, inventator, lucrezi undeva și faci o propunere de invenție și este legată de activitatea ta în acea instituție, deci undeva îți ai o sevă de unde stragi ideile, atunci ești obligat, conform acestei legi, să prezinți prima dată propunerea de invenție conducătorului unității. Uh-huh. Dacă este interesată unitatea, atunci ea devine automat titular. Bineînțeles, cu contract de cesiune, cu 70%, cum vă spuneam, dacă nu, trebuie să-ți dea o negație, că nu există interes, spunem că e o preocupare puțin diferită de activitatea de interesele economice ale companiei respective. Și atunci îți dă o negație că nu există interes și atunci poți să dai altcuiva, să o iei pe cont propriu, deci nu. Deci, cum spuneam, este generos pentru inventatori. Nu câte brevete de invenție ați? N-aș putea, în jur de 200. Cei care mi le numără spun că sunt peste 200. Când le număr eu, ies sub 200. Dar undeva aici sunt. De care sunteți cel mai mândru? Și care sunt puse în practică? Nu, am spus multe în practică, dar nu pot să spun că mă leagă ceva. Sunt câteva, cum să spun, realizări toate pe care le consider de vârf. Să vă dau niște exemple sau nu prea multe, ca aș vrea să discutăm despre hidrogen. Așa, de exemplu, am dezvoltat un biosenzor cu care se poate determina concomitent și colesterolul din sânge și glicemia din sânge. Un singur aparat, un singur chip de unic utilizare, acele chipuri de unic utilizare, o singură înțepătură în deget, o singură picătură de sânge și pe același aparat prima dată îți indică colesterolul și pe urmă îți indică glicemia. Este unul din brevetele care consider că au utilitate și concretă. Da. Și mai sunt mai multe. În domeniul medicinei avem și un aparat de scanare pentru cancerul de piele. Tomografia de rezonanță magnetică nu are rezoluție la suprafața pielei. De exemplu, un cancer de piele sau o malformație, să nu spunem imediat cancer, așa, prin metode tomografice, nu, rezoluția e prea slabă, rezoluția optică. Pentru că tomografele au rezoluție bună pe adâncime mai mare, pe organele moi, dar nu pe adâncime, nu la suprafață. Noi avem un brevet care ne permite să scanăm suprafața și să vedem până la adâncimi de 1,5 milimetri în 3D. Dacă există malformații. Dacă există niște modificări, să spunem, ale tegumentului, nu neapărat trebuie să fie cancer. Așa. Deci, în zona alimentară, industria alimentară? Foarte multe avem în segmentul alimentar. Și tot timpul spune, dacă se sesizează de respectori, domnul profesor spune, avem. Adică dumneavoastră, echipa, universitatea. Păi nu, când spun avem, suntem pe colective. Într-adevăr, practic în universitate sunt două colective mari de inventatori. Cea de la facultatea noastră, de exemplu anul ăsta... Inginerie alimentară și de la inginerie electrică. De exemplu anul ăsta avem deja 11 brevete aprobate, numai brevete. În urmă sunt multe în așteptare, pentru că, între depunerea cererii de brevet și eliberarea brevetului efectiv,
trec între 3 ani și 6 ani, am obținut și la 7 ani, deci din lipsă de personal am întrebat și eu de ce durează atâta, n-au suficienți examinatori la oficiul de stat și atunci se întâmplă să se ajungă și peste 6 ani. Am făcut această largă paranteză pentru ca privitorii noștri și ascultătorii noștri să înțeleagă că ce veți vorbi astăzi la ediție specială este nu în cunoștință de cauză, este pe baza cercetărilor pe care le-ați făcut în ultimii 30 de ani. Spuneați că ați început să studiați problematica energiei generată prin electroliză, prin electroliza apei, hidroliză, prin ceea ce hidrogenul lichid poate contribui la soluționarea problemei energetice de acum 30 de ani. Și o să vă întreb așa, domnule profesor, până ajungem la hidrogen, să vorbim puțin despre sistemele neconvenționale, cele prietenoase cu mediul, care provin din puterea soarelui și a vântului, energia eoliană și fotovoltaică. În ce măsură ar putea acestea să echilibreze cumva balanța energetică a României și dacă vor avea în viitor o dezvoltare corespunzătoare, având în vedere că în țara asta avem, nu știu dacă mai avem 4 anotimpuri. Da. Și nu avem atât de multe zile însorite ca într-o insulă grecească. Da. Și nici vântul din zona Islandei. Exact. Deci răspunsul este da. Cele două forme, așa zis, neconvenționale, că acum au început să devină destul de convenționale pentru numărul mare care există, atât sub formă de producători eolieni pe plan internațional, cât și sub formă de parcuri fotovoltaice, că despre asta vorbim, unde sunt multe celule fotovoltaice. Însă este încă insuficient. Ele sunt într-adevăr forme verzi de energie, total verzi. Mai putem spune că energia verde este și energia electrică obținută prin hidro, deci hidrocentrale, dar aici suntem limitați de debite de apă, de hidrocentrale realizate și așa mai și departe. Și la vânt și la soare suntem limitați. Cum? Și prin numărul de zile însorite, da, prin cât de tare este. Bate vântul și unde? Exact, ea este o formă, cum să spun, variabilă, care chiar și în cadrul unei zile poate varia. Să spunem că dimineață buletinul meteo este în ordine cu soarele și vânturile bat și brusc apar nori, apare și o acalmie la vânt și atunci ai o cădere de energie și această cădere de energie se reflectă în rețea. De fapt, aici este una din problematicile foarte mari de a putea prelua aceste variații. Când produci mai mult decât, deci rețeaua, să spunem, electrică, furnizează la capacitate, frecvența este de 50 de Hz, că despre asta vorbim, nu e nicio problemă. Mai intervine și producția suplimentară de producție eoliană, de producție fotovoltaică, atunci energia electrică, după cum e bine știut, nu poate fi stocată decât în acumulatoare, dar ar trebui la nivel național să ai câmpuri de acumulatoare și atunci trebuie să reduci capacitatea națională de producție, adică reduci activitatea la o centrală termonucleară, la o centrală electrică, la o centrală pe cărbune, la o centrală pe gaz metan. Asta nu-i greu. Mai greu este inversul. Când trebuie să suplimentezi, deci ai avut o supraproducție, ai de acum un gol, tu ești cu centralele pe redus și în momentul și acela, trebuie să le pornești. În circa oră și jumătate, deci este aproape standard, tu trebuie să reușești, acea oră și jumătate este necesară în momentul când există o lipsă de energie în sistem, scade frecvența. Și când a ajuns la 47 de herți, este critică situația. În acel moment, dispecerul național, care nu e o persoană, care e un sistem, de așa se numește, deconectează regiuni întregi și așa, ca să restabilească un echilibru de putere. De aceea e nevoie de o oră jumătate. Într-o oră și jumătate pot intra în funcțiune la întreaga capacitate numai centrale nucleare și centrale pe gaz, care folosesc ca materie primă gazul metan. Deci marea problemă în sistemele regenerabile de energie nu e că nu e vremea, nu e faptul că nu e atât de mult soare, cum spuneam, ca într-o insulă grecească sau nu bate vântul cu putere încât să existe posibilitatea de a produce eficient energie electrică, ci
continuitatea aprovizionării sistemului național cu curentul acesta verde produs și mai grav, spuneți dumneavoastră, acea oră și jumătate critică în care trebuie să suplinim din altă sursă. Exact. Și aceste două surse sunt numai centralele pe gaz, iar România nu are suficiente ca să facă această compensare, și centralele termonucleare. Care se consideră totuși energie verde. Da, dar nuclearele nu se joacă nimeni cu barele de uraniu. Că la Cernobâl asta s-a întâmplat. Cauza Cernobâlului a fost că s-au făcut niște cercetări, trebuia făcută oprire anuală pentru revizie, au venit niște cercetători de la Moscova și făceau niște cercetări referitoare la obținerea unor izotopi. Asta presupunea coborârea barelor de uraniu, care de fapt barele acestea sunt niște pastile succesive. Când ajung la o înălțime critică, atunci livrează circa 20.000 de grade Celsius, care sunt folosite pe urmă ca și în centralele cu abur, dar preluând cu sodiu lichid direct temperatura, nu cu abur, că cu apă, că apa la 3.000 de grade se descompune în hidrogen și oxigen. Și ei au făcut niște experimente, n-au reușit să le retragă, n-au reușit să pornească și apa de răcire, că erau defecte electroventile, n-au reușit nici manual cu rângele, că nu până și la exploziile nucleare, la așa zisele bombe nucleare, durează circa 3 secunde până când are loc explozia nucleară. Dar ce poți face în 3 secunde? Bun, aici n-a fost, aici, cum spun, nu s-a ajuns la masa critică, ea s-a stabilit cu timpul topindu-se barele și tot alimentând și s-a ajuns, dar vreau să spun, nimeni nu s-ar juca, între ghilimele, cu o centrală nucleară ca să compenseze această variație. Deci, posibilitatea să oprești de tot nu poate fi luată în calcul pentru că nu ai ce să pui în loc. Bineînțeles, aici e vorba de a aduce din nou la capacitatea de producție. Deci ai redus producția, că ai avut supraproducție și acum, dimpotrivă, nu mai ai supraproducție, nu ai vânt, nu ai soare și trebuie să compensezi în rețeaua națională. Și de aceea rămâne singura sursă, centralele care funcționează cu gaz metan. Iar România nu are suficientă capacitate, la centralele care le are, mi se pare 2 sau 3, ca să compenseze acest gol. Și atunci intervin tot vine felul... Vine ceva nou. Nu, vin niște frânări care vin, aduc eu de vorba și ceva ele? Nou, dar vreau să vorbim despre frânări, vreau să vorbesc un pic despre circa 3.000, 2.500, 700 de cetățeni care au dosare aprobate de vreo 2 ani și jumătate ca să-și instaleze fotovoltaice. Și încă nu pot să-l instaleze, motivul principal fiind că nu sunt societăți de electricitate autorizate suficiente ca să facă aceste instalări. Acum, aceste autorizări le dă Agenția Fondului pentru Mediu și este ceva aici care este incredibil. Cad la autorizare societăți care au autorizări pentru niște grade de complexitate de zeci de ori mai mari decât aceste. Deci panourile fotovoltaice, haideți să explic așa, mulți știu care le au. Deci panourile sunt standardizate. Legăturile electrice sunt standardizate. Adică, practic, să îi priză și... deci se conectează, toate sunt standardizate. Panourile fotovoltaice produc curent continuu. Acest curent continuu trebuie convertit într-un sistem de conversie, un convertizor electronic în curent alternativ. Și ăsta este tipizat. E de 5 kW, de 10, de 15, de 20. Din convertizor iese un alt cablu care tot așa se conectează, deci nicio problemă, care se conectează la un contor, ăla e contorul tău. Iar acel contor lucrează în paralel, cu contorul furnizorului de electricitate. Deci asta e toată electricitatea și toată autorizarea. Bun, și unde e minciuna? Păi minciuna este că nu vrem să spunem adevărul, că de fapt numai cei 3.000 care sunt ar avea o capacitate de vreo 10 MW. E un plus de 10 MW care pur și simplu dereglează sistemul, dar să nu uităm că sunt panouri, sunt parcuri fotovoltaice, să nu uităm că în Dobrogea sunt parcuri de eoliene, care au sute de megawați și ele au același lucru, prezintă aceeași problematică de variații mari în rețea. Acum mai vin și cei care au dosarele în așteptare și atunci pur și simplu suntem depășiți de situație. Bun, deci să înțelegem foarte clar, există un interes ca noi să nu producem
curent electric din surse regenerabile și să-l livrăm în sistem? Nu, interes există. Nu putem să nu spunem adevărul referitor la faptul că nu putem prelua aceste creșteri când e supraproducție și să compensăm din scăderea producției așa, când este subproducție. Surse. Aici este toată problema și aici mai joacă și furnizorii de electricitate și cei care asigură, mă rog, distribuția, distribuitorii, pentru că nici lor nu le convine, nici și furnizorii au probleme, că sunt acele probleme că nu pot compensa. Distribuitorii care, mă rog, au distribuția pe rețea națională, au aceleași probleme de fluctuație. Și atunci toți trei sunt în sensul cât mai puțină energie până când avea și capacitatea. Și cât eventual. Da, și cât mai scumpă. Prețurile de unde da, vin, domnule profesor? Prețurile astea care au sărit, au explodat. Acum, aici am o părere proprie, n-au nimic cu realitatea sau aproape nimic cu realitatea. Cel mai clar lucru sau cel mai elocvent lucru în acest sens îl reprezintă faptul că au sărit la energia electrică, în principal. Gazul, metan, ținând cont și de faptul că nu primim din Federația Rusă suficient, este undeva explicabil să sară la gaz metan și totuși gazul metan este ponderat. În schimb, electricitatea, care are alte surse, am spus, prea puțin gaz metan, prea puține centrale, aici s-a dus în pânzele albe. Așa, n-a crescut nici apa pe Dunăre la hidrocentrale, este același baraj, aceiași metri cubi, n-a crescut nici la eoliene și la fotovoltaice, că și ele pompează în rețea câte sunt, n-a crescut nici prețul cărbunelui în mod deosebit și atunci este o creștere artificială. Însă deci creșterea, o speculă, da? Dar nu-i numai la noi. Deci creșterea, dacă mă întrebați, kilovatul de energie electrică în Germania e mai mare decât la noi. Am sora în Germania și știu exact cât este. Este o hotărâre, după mine, la nivel global, atâția ani am fost rugați să facem economii, am fost rugați. Ni s-a spus că trebuie să facem economii, că consumăm toate resursele, că generăm amprentă de carbon, generăm așa, pe dezvoltare durabilă. Și nu s-a prea realizat mare lucru. Da? Și atunci mai există pârghia forțării, adică stângi lumina că n-ai cu ce plăti curentul. Deci, bun, dar el acum e compensat de către stat, e acea plafonare. Da, dar tot este încă peste limită și această plafonare, după mine, trebuia să fie cam cum este în Germania. Vă plătim 2 luni integral, așa, dar pe urmă am terminat-o. Că așa noi vom duce ani de zile din compensare în compensare. Pentru aia care n-au bani, pentru aia care sunt intermediari între care n-au bani și aia care au mulți bani. Adică nu ne dezvață de obișnuința asta de a consuma mult. Deci asta e părerea mea, că decizia e luată la nivel global. Plecând de la faptul că e cu referire în principal la energie electrică. Și aici chiar nu există motiv la materiile prime folosite așa să fie această creștere explozivă. Spuneați că vreți să vorbiți astăzi foarte mult despre hidrogenul lichid. Asta e subiectul principal al discuției noastre. Contextualizăm cu tot ceea ce se întâmplă pentru a ajunge și a vedea în ce modalitate această sursă de energie este sursa de energie a viitorului. Legat de energiile neconvenționale, hidrogenul lichid, spune domnul profesor, este poate cel mai important în economia viitorului. Este elementul chimic cu răspândirea cea mai mare în univers, aproximativ 70%. În schimb, pe Pământ, hidrogenul reprezintă 0,9%. Ca purtător de energie, hidrogenul molecular are niște aplicații de bază pe care o să vă rog să le explicați, nu ca studenților dumneavoastră, ci ca unor oameni care nu-și mai amintesc foarte multe de la chimie. Da, mulțumesc pentru invitație. Deci eu la studenții mei am alte prelegeri, deci nu se refer la asta, dar sunt de formație electrochimist, în asta mi-am susținut licența, în asta mi-am dat doctoratul și de aceea cred că sunt în măsură să vorbesc despre obținerea hidrogenului în principal prin electroliză, așa, și bineînțeles că este știut, încă o dată spun că nu este
nu este o pornire de la mine, că hidrogenul reprezintă energia viitorului. Este economia de hidrogen, chiar dacă pe Pământ e numai 0,7 sau cât spuneați la sută, 0,9, acest 0,9 se regăsește în principal în oceanele lumii. Iar hidrogenul din apa, din oceane, ajunge Pământului pentru câteva milioane de ani. Deci am pus punct și aici nu mă poate contrazice nimeni, câte milioane de ani ar trebui să exact să măsurăm câtă apă este. Și este mai greu, dar să fac scanări nu e nicio problemă, dar oricum câteva milioane de ani. Acum, hidrogenul, cum se obține hidrogenul? La ora actuală, hidrogenul este mai ales hidrogen negru, îi spun eu, nu verde, pentru că se obține în parte din țiței, care, așa cum e știut, e negru și atunci nu poți să-i spui la hidrogen verde decât la ăla care e obținut prin electroliză, care e verde ecologic, în adevăratul adică. Sens, ecologic. Așa, termenul acesta de verde este folosit la scară mondială. De asemenea, hidrogenul mai este produs în cantitate foarte mare din gaz metan prin așa numitul procedeu de reformare a gazului metan. Ce este acest procedeu și la ce folosește? Este știut că azotatul de amoniu, care are 4 atomi de hidrogen, este îngrășământul care se produce pe plan mondial în câteva sute de milioane de tone. Este îngrășământul chimic cel mai folosit pe plan mondial. E, pentru a produce acest îngrășământ este nevoie de hidrogen. Acest hidrogen se obține prin, nu cracare, cracare este specifică țițeiului când se obține. Sondări, aici se numește reformarea gazului metan și aici intră cea mai mare cantitate de hidrogen. O altă aplicație importantă pentru gen este în sinteza organică pentru tot felul de produse chimice. Așa, o altă aplicație este pentru propulsia rachetelor. Rachetele este de mare capacitate și chiar și cele periculoase, intercontinentale, nedorite, tot da. Cu hidrogen funcționează. Așa, și este o altă aplicație. O altă aplicație de viitor, care n-ar fi bine să spun că e în papuși de casă, este folosirea hidrogenului în centrale de nucleare, așa zise, centrale termonucleare de fisiune, nu de fusiune. Cele care sunt acum cu uraniu sunt de fisiune, adică de despărțirea atomului de uraniu. Cele de sinteza hidrogenului sunt de fusiune. Așa, acest principiu stă la baza bombe de hidrogen, care este mult, mult mai puternică decât o bombă cu uraniu. Însă, deocamdată, nu se poate controla acest proces, care necesită pentru inițializare vreo 20 de milioane de grade și aceste milioane de grade se dau la ora actuală cu niște lasere de mare putere în impuls, dar se obțin pentru câteva nanosecunde numai, deci nu se poate asigura continuitatea procesului. Se spune că o e instabilă, e instabilă și e și periculoasă, vă închipuiți ce ar însemna un accident termonuclear într-o centrală cu hidrogen. Cernobâlul ar fi o glumă pe lângă acela. Deci sunt încă multe probleme de rezolvat, dar se lucrează serios pe plan mondial. O altă aplicație pentru hidrogen și asupra ei aș vrea să insist ca electrochimist, așa, este folosirea hidrogenului, vorba de hidrogenul molecular, în celule de combustie, așa numitele celule de combustie electrochimice, nu de combustibil. A încercat un domn la radio, l-am ascultat să explice cum e cu celule de combustibil, n-are nicio treabă. Nu există, nu? Nu, denumirea specifică este de combustie, pentru că se consumă hidrogen și oxigen și tocmai ca să nu existe confuzii cu combustie, pentru că hidrogenul poate fi folosit și ca gaz combustibil. El arde, are putere calorică mare și poți să-l folosești la aragaz. Sunt acum și camioane, deja la Hanovra a fost prezentat un camion de 200 de kW de către o firmă din Statele Unite, care funcționează cu hidrogen ca la un motor termic, așa cum se folosește benzina, motorina, la motoare termice sau GPL-ul, gazul care tot lichefiat. Da. Ăsta este tot un gaz lichefiat, este tot combustibil, deci arde și ca tare poate produce și energie mecanică. În Germania există deja câteva tractoare a firmei Deutz, care funcționează tot pe principiul motorului termic cu hidrogen. Deci și asta e o latură a aplicației. Însă, când mă refer la celula
electrochimică de combustie, mă refer la ceea ce trebuie să stea la baza automobilului electric. Automobilul electric, așa cum există astăzi, cu acumulatoare de putere, de obicei pe bază de nichel și nu numai, așa, este un fals. Cercetătorii, înainte de a apărea acest automobil, așa zis, pe acumulatori, spuneau clar, cu celulă de combustie. Pe urmă a venit Musk, care avea un prieten și prietenul lui, mi se pare că și Musk este tot fizician, prietenul lui tot fizician, zice, hai să facem o mașină electrică. Și care așa a apărut Tesla. Așa a apărut și s-a introdus practic câteva sute de acumulatoare în portbagajul unei mașini, acumulatoare de la laptopuri, și s-au legat serie paralel după legea lui Kirchhoff, mă rog, motorul termic a fost înlocuit cu un motor electric, păstrând cutia de viteze, și atunci s-a ajuns la o viteză fantastică la demaraj, mai ales, dar și pe parcurs. Și atunci au început investițiile. Și acum să merge... De ce așa și nu, cum spuneți dumneavoastră, cu combustie? E un pas intermediar, e mai simplu, e mai ieftin, e mai economic sau dimpotrivă, e mai profitabil? Acumulatorii respectivi, sigur, au o durată de viață ca la telefonul mobil, da? Dacă nu încarci cum scrie la manual și chiar dacă încarci cum scrie la manual, după o durată de viață, nu mai e ce să faci cu el. Haideți să iau un pic de la început. Ce sunt aceste celule combustie? În câteva cuvinte am să caut să explic și sper să fiu înțeles, mulți știu care ne ascultă și uită la noi, domeniu, dacă da. Sunt profesori de specialitate, știu, dar sper să pot explica pentru toată lumea, pentru că am spus, eu sunt electrochimist și știu despre ce vorbesc. Celulele de combustie electrochimice sunt inversul celulei de electroliză apei. Toți știm de la liceu, electroliza apei, doi electrozi, un anod și un catod, introdus într-un vas în care ai apa acidulată, ca să conducă mai bine apa respectivă, legat la o sursă de curent electric, la cei doi electrozi se degajă hidrogen și oxigen. Acum, celula de combustie, spuneam, este inversul ei. Dacă introduci hidrogen și oxigen la cei doi electrozi, atunci produce curent electric. Deci, un automobil cu celulă de combustie arată cam în felul următor. În portbagaj există una sau două butelii de hidrogen la circa 700 de atmosfere, pe mulți o să-i sperie presiunea asta, dar și la GPL presiunea e mare, nu? Da, nu știu exact, dar oricum nu e la nivelul acesta. Nu e la nivelul ăsta, da. Așa, însă două butelii, de exemplu, la 5 litri fiecare cu hidrogen lichid, asigură o autonomie pentru un automobil de circa 1000 de kilometri cu celulă de combustie. Mărești capacitatea buteliei, ajungi la 2000 de kilometri. Deci nu sunt niciun fel de restricții, totul ține de cât hidrogen ai în butelii. Nu în rezervor, acel cetățean care ne explica cu celulele de combustibil spunea că hidrogenul se ține în rezervoare, ca și benzina. Deci nu mergi decât 3 metri dacă l-ai în rezervor, pentru că trebuie să ai cantitate suficientă și atunci numai printr-o presiune enormă așa poți asigura și aceste realimentări să facă la GPL, în stații speciale de hidrogen, te conectezi acolo hidrogenul la circa 1000 de atmosfere ca să poți, ca altfel ar dura foarte mult alimentarea, ar dura ore întregi, așa, și te conectezi și după aia ești bun de drum, dar merge 1000 de kilometri, nu 200-300 de kilometri. Deci revin acum, în portbagajul mașinii, autoturismului, există o celulă de combustie, există încă o mică baterie, mult mai mică decât cea de la automobil, pentru că automobilul e electric, deci să discutăm despre automobilul pe motor electric. Automobil care, mulți nu știu, automobilul electric este cel care nu este ca automobilul mixt hibrid. Automobilul mixt hibrid are un motor termic și are un motor electric care amândouă sunt conectate la aceeași cutie de viteze. Automobilul electric nu are cutie de viteze. Automobilul electric are motoare electrice pe două sau pe patru roți. Dacă e cu tracțiune față, are pe fiecare roată motor electric, ca să nu mai fie necesară cutie de viteze. De ce? Pentru că o cutie de viteze într-un automobil este mult mai scumpă decât blocul motor. Și atunci se elimină, două motoare electrice costă mult mai puțin, oricum ar trebui să ai măcar unul, că e electrică, atunci mai pui unul, dar cele două sunt mai mici ca
capacitate sunt mai ieftine decât unul mare și a eliminat cutia de viteze. Și atunci, și dacă e 4x4, are 4 motoare electrice. Însă, cum spuneam, aceste motoare sunt alimentate de către celula de combustie. Pentru ce este nevoie de acest acumulator, să spunem corect acumulator? Bateria este de unică utilizare, acumulatorii sunt cei. Până și ăla din telefon este tot acumulator. Tot acumulator. De ce este nevoie? Aceste mici acumulatoare, câți de dimensiuni foarte mici, așa, sunt necesare pentru a recupera energia de frânare. La frânare, frânarea nu se face prin frecare, ca acum cu saboți și cu plăcuțe de frână, ci prin contraconectare. Și atunci energia se generează energie electrică care stochează în acest acumulator, pentru că celula de combustie este reversibilă, dar nu poate ba așa, ba așa. Deci, te hotărăști, cum vrei să Exact, trebuie să te hotărăști cum vrei. Și de asemenea la coborâre de pante. Deci în loc să urci, dar pe urmă când cobori ai energie reziduală care încarcă acest acumulator, care este un supliment pentru celula de combustie. Similar acum la mașinile electrice cu acumulator. La fel se întâmplă. Da, și locomotivele diesel electrice de mult aveau sisteme. Locomotivele diesel electrice așa au... Hibride, adică să zic. Ar fi un fel de hibrid, dar ele există de zeci de ani. Dacă vezi câteodată în gară când deschid în partea de jos, acolo sunt zeci de acumulatoare de mare capacitate. Și ele tot așa la frânare și la coborâre de pante îmagazinează energie în acești acumulatori care pe urmă energia electrică se liberează în compensare când urcă la deal sau, mă rog, când are tracțiune mai puternică. Deci așa arată configurația unui automobil cu celulă de combustie. Dacă ar fi să alegeți care ar fi cel mai bun tip de autoturism care se găsește acum pe piață, nu cel despre care ați vorbit până acum cu combustia electrică, care se pare că e autoturismul electric autentic al viitorului, da, care ar fi mașina cea mai bună? Dacă, nu știu, să zicem că mă sfătuiți pe mine să-mi cumpăr mașină, de care să cumpăr? Marcă? Nu. Nu, că n-am ca voie să spun, dar nici nu știu. Ca tip de carburant, să zic. Păi, electric, hibrid, benzină sau motorină? Hibridul este o glumă. Hibridul este o alternativă care este și foarte scump. Cum spuneam, nu rezolvă problemele. În ce sens? El este un început ca să arate lumii că trebuie să trecem la energie electrică. Acest început, să știți că e făcut și de alții. Chiar în Germania sunt câteva zeci de garnituri de tren care funcționează cu celulă de combustie. Deci butelii mari de hidrogen în locomotivă și funcționează cu celulă de combustie. România are în licitație, acum poate ați auzit, 12 garnituri, 12 locomotive pe hidrogen. Tot ca să dăm un exemplu, că hidrogen verde încă n-avem, trebuie să-l producem prin electroliză, adică folosind fotovoltaice, că dacă producem pentru electroliză hidrogenul cu curent electric care vine de la centrale cu cărbune, n-am făcut nimica. Ne păcălim singuri, exact. Noi o să cumpărăm hidrogenul probabil din Franța, că nu s-a spus. Ne lăudăm cu, o să avem 12 locomotive, dar nu s-a spus niciun cuvânt de unde provine hidrogenul respectiv. Nu că n-am avea, poate industria chimică noastră poate ar mai avea atâtea rezerve să dea hidrogen și pentru asta, dar noi nu avem stații de compresie pentru cele 800 până la 1000 de atmosfere de hidrogen. Deci trebuie să-l cumpărăm, ne vine din străinătate, sub formă de butelie interschimbabilă. Dar este un început, adică lumea începe să înțeleagă că economia de hidrogen este economia viitorului. Trebuie deci început mașină cu ceva. Hibrid nu, să nu-mi iau. Nu, mașină hibridă nu, pentru că ea și dispare, afară de asta sunt foarte scumpe, este drept că în România sau țara noastră așa subvenționează ca nici alt stat, în nicio țară, toți au subvenții pentru electric, pentru hibrid, dar atât de mulți bani cât dă România, nu dă poate niciun și stat. Pentru că avem cel mai îmbătrânit parc auto, poate. Că a fost groapa de gunoi a mașinilor din Europa, din păcate. Au cumpărat românii noștri mașini la mâna a doua, a treia, a cincea, a noua, din Germania, de exemplu, sperând că dau puțin bani pe o mașină aproape nouă. Și am devenit groapa de gunoi a mașinilor. Deci hibrid nu,
Electric, dacă... Benzină motorină a trecut vremea lor. Păi, pe benzină motorină se face acum o presiune grozavă pe motorină. Că, costul, prețul și poluarea. Da, prețul combustibilului care este... Peste 8 și o să sară în continuare și atunci forțează în primul rând reducerea parcului de mașini care diesel. Sunt cu diesel. Și pentru că poluează cel mai mult. Poluează, eu aici sunt un pic mai cu reținere, se vorbește de particule fine, aceste particule ar trebui să le vezi, oricât de fine ar fi, ele au culoarea neagră, deci e vorba de particule de negru de fum. Adică ar trebui să le vedem pe haine, pe mașini? Pe haine, să le vedem chiar și când accelerează, să le vezi la eșapament, dar specialiștii probabil fac măsurători de mare acuratețe și atunci cred că au dreptate. Sub aspectul acesta, dar eu mă întreb ce se întâmplă din balanța de materiale. Când rafinezi țiței, rezultă o anumită cantitate de benzină și o anumită cantitate de motorină. Mai rezultă uleiuri superioare, inferioare, așa, bitumuri și așa mai departe, dar această balanță se strică. Dacă în momentul în care elimin practic dieselul aproape în totalitate, că și camioanele care consumă mult și vapoarele și așa, care merg cu diesel, așa, ce o să faci cu motorină? Bună întrebare! Ce o să faci cu motorina? Că ce acum mai închisă balanța. Din ea? Nu știu, plasticuri și alte lucruri poți să dezvolți din până ea? Acum balanța aceasta se menținea jucând prețul motoarelor pe piața mondială între diesel și benzină. Când exista excedent, se umbla la motorină. Când exista excedent dincolo cerere, se umbla dincolo. Dar niște, cum să echilibre spun, echilibre bine controlate. Când acum încep să scoți și pe bază de scumpire excesivă a motorinei și pe bază de interzicere totală peste un an, doi, că sunt orașe în Germania unde n-ai voie să intri în oraș. Nu mai exploatăm hidrocarburi. Da. Așa, și ce facem cu diferența? Nici benzină nu mai producem, că ne mutăm pe electric. Deci trecerea aceasta, păi avem o balanță. Durează deci, 30 de ani, probabil. Deci, dar noi ne-am propus în Europa, cel puțin în Europa, în 34, deja nu mai există autoturisme. 30, da, și atunci trebuie să te întreb ce pui la loc. Adică dacă ai ce pune la loc, dacă ai suficiente alte forme de energie care să compenseze necesarul economiilor țărilor care au eliminat în totalitate. În cât timp credeți că ar putea apărea, nu neapărat pe scară largă, ci să poată cumpăra omul de rând acest tip de motor cu combustie? Cu celule electrochimice de combustie. Păi să explic. Deci această celulă nu este mai scumpă decât un acumulator de mare putere și capacitate lor actuală. Deci în aceeași clasă de preț. Acum la început, ca la orice produs nou, până începe producția de masă, va fi ceva mai mare prețul. Dar nu, eu știu despre ce vorbesc. Nu va fi un preț exorbitant de mare. Însă, acum sunt niște presiuni extraordinare. Vă dau un exemplu. Musk, de exemplu, care a investit mulți bani, el a și pornit toată treaba aceasta cu acumulatorii. De exemplu, în Landul Saxonia construiește o fabrică pentru 12.000 de muncitori de producție de baterii pentru automobile electrice. Are, în schimb, o mare problemă. El a obținut toate aproape toate avizele de mediu, îi mai lipseau ceva, dar erau surmontabile și a început construcția, deci s-au ridicat clădirile. Și acum Landul Saxonia îi pune în vedere să dărâme clădirile, pentru că când a prezentat necesarul de apă pentru fabrică, este imens acest necesar, apă pentru procesul tehnologic, deci nu pentru ca să facă electroliză. El nu are fabrică de electroliză, el are fabrică de acumulatori. Așa, dar procesul tehnologic presupunea debite mari de apă. Landul Saxonia este landul cu cea mai mare secetă, deci nu are apă practic și se pune în vedere să dărâme tot și să și plece. El încearcă acum să rezolve problema, dar se pare că nu o poate rezolva. Deci nu,
nu acumulatorii, dar și în România, după informațiile care le-am, acumulatorii trebuie neutralizați după un timp, care implică alte costuri, durata de viață altă problemă, deci reciclarea acumulatorilor costă mai mult decât acumulatorii în sine, și nici nu-i pusă la punct. Ca să încep reciclarea trebuie să treacă ani de utilizare, zile. Da, așa, avem acolo un semimetal litiu care este toxic practic și a cărui reciclare, deci nu e chiar atât de verde, nu e așa, nici vorbă. Verde este faptul că electric, nu scoți nimic pe eșapament. Deci acolo încetează verdele. În momentul acela tot ce ține de automobil este gri și negru. Gri intermediar, pentru că acești acumulatori se produc cu niște eforturi energetice din alte surse decât energii verzi, se produc prin săcătuirea a două resurse, litiu și nichel, pentru că litiu nu e majoritar în acumulator, nichelul este majoritar. Și atunci când se termină nichelul și litiu, atunci va fi o reală problemă. O să ajungem să topim din nou fabricile de producție alimentară, care acum majoritatea sunt pe oțel inoxidabil, care are ca element principal de aliere nichelul, așa, și crescut la așa zisul fier vechi. S-a triplat practic prețul de achiziție pentru aliaje de nichel, așa numitul inox, cum îi spune, care conține nichel în procente variabile de la 6 la 18%. Adică furculițele sunt toxice? Cum? Furculițele cu care mâncăm sunt toxice? Da. Depinde dacă e furculiță ceaușistă sau de acum. Deci, să explic. Deci, a fost în segmentul alimentar, și aici știu foarte bine despre ce e vorba, în segmentul alimentar, cu câțiva ani în urmă, vreo circa 10 ani, s-a luat măsura scoaterii totale a utilajelor și echipamentelor pe bază de aluminiu. Aici, mai ales aluminiu, era aproape în totalitate industria laptelui. Rezervoare, pompe, conducte, totul era aluminiu. Și să se treacă pe inox. Pe inox. De ce s-a scos aluminiu? Incorrect, incorrect. Pe baza inducției directe, care e o metodă, s-a ajuns la concluzia că aluminiu, ionul de aluminiu este responsabil de Alzheimer. Pentru că s-au făcut niște studii pe cei care au avut Alzheimer, au murit și în creierul lor s-au găsit concentrații de aluminiu, ion de aluminiu, de până la 900 de ori mai mari decât la un om obișnuit care a murit, dar care n-a avut Alzheimer. Și atunci, prin inducție directă, aluminiu e vinovat. Între timp, se pare că nu e nici pe departe așa, pentru că controlul, ceea ce lasă organismul să treacă spre creier, care are niște bariere foarte precise, pentru că creierul trebuie păstrat intact, el conduce, așa, o barieră nu funcționează la ionul de aluminiu și lasă să treacă liber și atunci se regăsește și în creier. Dar nu este el vinovat de Alzheimer. Așa s-a trecut pe aliaje de nichel. Un așa zis oțel alimentar cu numai 6% nichel, pentru că nici nichelul nu e sănătos. Așa, nichelul are două aspecte care nu îl recomandă. Este și alergigen, ceea ce era cunoscut atunci când s-a trecut în industria alimentară pe aliaje inoxidabile, să știa aspectul cu alergiile la nichel, însă unul la mie e alergic și n-ai ce-i face. Nu poți, acum când unul la mie e alergic, el alți 999 să nu beneficieze de ceva. Da, așa, păgubiță, zic, așa, da. Între timp s-a constatat că nichelul este înalt cancerigen. Acum, întrebarea, ce facem? Mâncăm cu furculițe din lemn. Așa, bun, dar... Dacă sunt prestate cu rășini, da, 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 și cu altele, dăm în aretele. Da, dar procesarea, industria berii, industria laptelui, industria cărnurilor care și așa mai departe. Care folosesc recipiente din inox. N-ai ce face, nu există variantă, practic. Așa, și atunci explicația este asta, că are numai 6% nichel, adică vezi, nevoie mare, cam de 3 ori mai puțin cât era în acel inox vechi de pe vremea dinainte, unde era 18% nichel. Închidem și paranteza aceasta și o să vă întreb, domnule profesor, de unde obținem hidrogenul lichid, de care se pare că avem atât de mare nevoie, încât este sursa verde, ecologică, regenerabilă a viitorului, dar nu a viitorului îndepărtat, ci a viitorului imediat.
care deja e folosit în anumite țări, în anumite industrii și așa mai departe. Și o să vă propun să urmărim o scurtă intervenție a unui consilier local din Suceava, a domnului Dan Nichiforel, care are un proiect, o inițiativă în acest sens pentru propunerea de hidrogen lichid și o să fiu foarte curioasă să aflu comentariile dumneavoastră. Revenim! Este practic un megaproiect. Este vorba despre un parc fotovoltaic flotant, plutitor, cu o capacitate mare, 63 de megawatts, este cea mai mare capacitate sub formă de proiect. Nici nu mai vorbesc că există așa ceva în România. Este constituit acest parc din trei insule, fiecare având câte o putere instalată de 21 de megawatts. În totalitate, această energie, care ar fi aproape de 70.000 de megawatts oră pe an, ar fi suficientă pentru consumul tuturor celor 114 UAT-uri din județul Suceava, nu numai pentru cele 5 municipii din județul Suceava. Deci ar fi o sursă de energie de mare capacitate și ar fi o soluție fezabilă la reducerea prețurilor din facturile noastre de energie. Am revenit, domnule profesor, unul dintre cele mai ambițioase proiecte, nu la nivelul județului Suceava, ci la nivel național chiar, parc fotovoltaic flotant pe acumularea de la Dragomirna pentru producerea de energie electrică care să fie folosită la electroliză să producem hidrogen lichid în niște cantități uriașe, putere instalată 63 de megawatts. M-ați luat prin surprindere. De unde e pornirea asta sau de unde e proiectul? Pentru că există, Suceava a câștigat alături de alte două, de sectorul 2 din București și de orașul Cluj, posibilitatea de a accesa fonduri pe proiectul acela 100 de orașe neutru climatice și inteligente până în 2030. Sursele de finanțare există, trebuie să venim cu propuneri. Da. Domnul consilier Nichiforel a venit cu această propunere. Am înțeles. Eu vin cu o contrapropunere. Dacă vor fi banii necesari, că la 63 de megawatts trebuie o investiție pe măsură. Dacă... Trei insule flotante. Așa. Deci treaba cu flotant, cum ați spus, ține de teren agricol și are în schimb alte dezavantaje. Celulele fotovoltaice nu vor umiditate. În momentul când le pui să plutească pe apă, ai o mare problemă, pentru că ele produc curent electric. Curentul electric nu vrea apă, nici sub formă de abur, nici ceață, nici nimica. Deci singurul avantaj ar fi că în loc să le pui alături pe un teren agricol, pe o insulă, pe un iaz pus plutitor. Așa, însă eu aș face altceva, dacă, cum am spus, dacă există asemenea resurse, eu aș face în județul Suceava un parc fotovoltaic, un parc eolian care să lucreze independent legat de o fabrică de producție hidrogen. Deci fabrică care are celule de electroliză, care folosesc curentul propriu, deci nici măcar acordat la rețeaua națională, folosesc curentul numai produs de eolene și produs de fotovoltaice. Ca să producă hidrogen și această fabrică, nu e numai secția de electroliză, această fabrică are o componentă importantă, o secție de compresoare de înaltă presiune. Deci ăsta e ansamblu și rezultatul sunt butelii umplute cu hidrogen, care le putem da în Franța, în Germania, atunci am fi și la locomotive, atunci am fi și în presa internațională și am și că parcuri fotovoltaice. Adică totul trebuie închis cu celulele electrochimice de combustie. Cu celulele electrochimice de producție a hidrogenului. Dacă avem suficiente investiții, alături și o fabrică de combustie. Deci celule de combustie care îți produc aceste celule care vor sta la bază pentru viitorul automobile electric. Deci sunt deja zeci de mii de mașini cu celule de combustie. Deci nu e o chestie de ieri care eu aduc acum astăzi. Deci în Statele Unite, electrostivuitoare, autoturisme, deci sunt cunoscute, nu prea s-au popularizat, pentru că cei care țin de posibilități de popularizare au interes în domeniul acumulatorilor. Da, interesant. Deci nu e de neglijat finanțarea, dar punerea
în practică trebuie un pic adaptată la realitățile fizice și chimice, ziceți. Eu asta aș face dacă sunt bani și să vorbesc de 63 de megawatți, care e mult. Pentru întreg județul Suceava. Sunt conștient, dar ajunge nu numai la UAT-uri. Din 63 de megawatți duci și localități mici, pe lângă UAT-urile, care sunt primăriile și, mă rog, Consiliul Județean. Deci ajunge această electricitate pentru tot județul, pentru un timp destul de îndelungat. Însă, cum spuneam, avantajul, mă rog, cu celule fotovoltaice plutitoare este acela scos... Nu mai trebuie să folosești teren arabil. Teren arabil, dar noi avem atâta teren arabil care... Incompatibilitatea între apă și curentul electric. Sigur că da, sunt niște dificultăți insurmontabile după mine, deci ca idee merge. Pentru funcționare. Deci celula fotovoltaică este un dispozitiv electric. Dispozitiv electric, indiferent de natura lor, nu le place apa, și ceața... Și pentru ouă ce facem cu panourile de pe casă? Păi acolo se scurge, de acolo nu-i problemă. Ele au, cum să spun, în spatele lor nu stă apă. Ele sunt înclinate, precum să știe, la circa 45 de grade, apa se scurge, și, însă cele care plutesc sunt dreptate spre soare, abstracție făcând de faptul că nu mai au acea înclinație, doar dacă le facem înclinate... Chiar așa, construim niște insule așa, și le așezăm așa, înclinate. Dar ele au în spate apa, deci partea din spate unde sunt conectorii, unde sunt legăturile, unde nu se vrea umiditate, acolo avem umiditate. De la aburi, de la ceață... Păi, dar se evaporă apa, nu... În final, ar mai fi multe de vorbit, dar explicațiile pe mine m-au fascinat. A trecut o oră pe, fără să-mi dau seama, foarte ușor. Județul Suceava ar avea un loc în economia de hidrogen, în formula pe care un loc chiar și în presa internațională, a zis. Păi am explicat, am fi printre primii, că nu prea există în lume. Există producători din ăștia, în Franța în principal, Germania ia pentru locomotivele pe hidrogen, tot din hidrogen verde, că ei au un excedent și de hidrogen din ăsta negru, dar e prea de tot și atunci iau verde din Franța, care îl produc prin electroliza apei. Așa, și asemenea fabrici vor fi tot mai multe, care sunt primii, vor fi cei mai câștigați. Oare, sub toate aspectele. Nu are care să ai doilea, al treilea, al patrulea, că vor învăța din experiențele, poate și greșelile celor care sunt primii? Asta, în știință și în tehnică e totdeauna așa. Trebuie să fii primul. Trebuie să fii primul și ceilalți pe urmă speculează, corectează, fac mai bine. Asta e progresul. Dar în știință. Dar nu mai ești primul. Așa, în știință. Dar primul nu-ți poate lua nimeni. Ești primul. Nu... O spune omul cu undeva la 200 de brevete de invenție. Da. Profesor universitar, doctor inginer Gheorghe Gut a fost invitatul meu la ediție specială astăzi. Vă mulțumesc pentru explicațiile. Și eu vă mulțumesc. Pot să zic că am înțeles cum e viziunea dumneavoastră cu privire la energia viitorului. Îmi pare bine. Le mulțumesc și telespectatorilor. Dacă aveți întrebări, mesajele lăsați și pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube, adresa de e-mail și așa mai departe. Cătălina Biholar, sunt cu bine!